Și mai este un lucru că, de multe ori, succesul poate să fie o traumă. În ce sens? În sensul pentru că oamenii foarte mult obișnuit cu succesul. Exact. Până la urmă, trebuie să să fii pregătit mental, pentru că succesul poate că nu este o, nu ține o veșnicie. Uh -huh. În momentul în care tu ai derăpat puțin, și asta cred că se întâmplă și pe piața muncii. Se întâmplă peste exact. tot, la un moment dat au fost anumite profesii care au fost uh, la vârf, care au fost extraordinar de bine cotate, lucrurile se schimbă, nu neapărat că transformarea și schimbarea este un lucru rău și în momentul în care tu mental nu ești pregătit, pentru că nimic nu este veșnic, acel succes poate deveni o traumă, dar eu cred că bunătatea poate să fie o forță, mm -hmm. deci faptul de tu a trebuit să fii bun, vis-a-vis -vis să nu ne dezumanizăm, Uh, și atunci bunătatea asta se transmite pentru că o companie nu poate să fie, nu este, nu e un lucru inert. Uh -huh. Că tocmai asta este, vorbim despre lemn. Noi avem nevoie lângă noi de lucru care, care lemnul trăiește veșnic. Uh -huh. uh, suntem înconjurați, uite acest microfon, laptop, toate sunt lucruri inerte. Dar avem nevoie și de ceva viu lângă noi, ceea ce asta îți conferă lemnul. De asta zic că succesul trebuie să fie, uh, ca să nu devină o traumă, trebuie să fie pregătit. Și cred că, eu cred în forța, în bunătatea omului și de unde spunea de colecția mam, care pentru uh -huh. mine are o semnificație uh, extraordinar de sensibilă și în același timp dureroasă pentru că colecția mam a venit din durerea pe care mi-a pricinuit-o pierderea mamei și totuși am zis că cu această durere trebuie să fac ceva. Asta ar fi vreo mama. Să-i dau uh, o energie creativă. Ea și-ar fi dorit lucrul ăsta. Uh, și atunci am întâlnit un arhitect, Dragoș uh, Iepurem, uh -huh. de la Metropolis București, care și el a, a avut aceeași suferință. Și el s-a gândit, el fiind designer, și atunci a spus, uite, aș vrea să fac o colecție, colecția MAM. Și înțeleg. cuvântul spune pentru fiecare dintre noi totul. Și atunci el și-a dat drumul, pentru că zicea că avea acea colecție undeva în, în creierul lui, acolo, în sufletul lui, și a creat-o, a desenat -o exact cum, cum s-a gândit. Și așteptăm că acea colecție MAM, care, de fapt, e prima colecție... Care are emoție fantastică din noul brand Arbore. Și o vor lăsa, bineînțeles, în România, pentru că mi-a plăcut că este creată de un român, este produsă în de România. un român uh -huh. și atunci aici și este uh, extraordinară. Adică are o emoție, nu știu dacă s-a transmis emoția, dar cei care au văzut-o au simțit. Și, și atunci uh, cumva, avem așteptăm să o lansăm, sper că în septembrie. Cumva conceptul vostru este pentru familie, pentru a aduce pe oameni aproape, pentru a trăi uh, bucuria împreună, nu? Cam asta ar fi direcția, mobilă pentru familie, pentru casă în care uh, e cald și bine.